Recensământul populației și locuințelor începe astăzi, 1 februarie, cu prima etapă, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date, anunță Institutul Național de Statistică. Recensământul populației și locuințelor se desfășoară în trei etape, 1 februarie, 13 martie 2022, preluare date din surse administrative și popularea bazei de date, 14 martie, 15 mai 2022, autorecenzarea, 16 mai 17 iulie 2022, colectarea datelor de către recenzori prin interviuri față în față, înregistrarea datelor în chestionarul electronic cu ajutorul tabletelor. Elementele de noutate ale actualului recensământ al populației și locuințelor sunt 100% informatizat în etapele de culegere și prelucrarea datelor, posibilitatea autorecenzării premieră în statistica românească, recenzarea prin interviu cu înregistrarea datelor pe tablete de către recenzor. Autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil, tip smartphone, pe tabletă, laptop sau PC. Chestionarul pentru autorecenzare e disponibil în limba română și în limbile minorităților naționale, precum și în limba engleză.